Rengar este un vânător de trofee, Vastaya, de o ferocitate extraordinară și își dorește un singur lucru de la viață, să urmărească și să ucidă creaturi periculoase. Cutreieră lumea în căutarea celor mai terifiante bestii, dorindu-și cel mai mult să-l găsească pe Kha'Zix, o creatură din vid care l-a lăsat fără un ochi. Rengar își ucide prada nu pentru a se hrăni, ci pentru glorie. Nici măcar pentru glorie, ci pentru frumusețea și extazul vânătorii. Rengar s-a născut într-un trib, Vastaya, ai cărei membrii venerau onoarea și gloria vânătorii. Tribul ăsta e unde e și Xayah și Rakon. Aceștia trăiau la est de Shurima și spuneau Kilash, doidii. La naștere el a fost cel mai mic și mai prăpădit pui al șefului tribului, un Kilash numit Ponjav. Din cauza asta, Ponjav credea că puiul n-avea să devină niciodată un vânător adevărat și a ignorat fiul presupunând că avea să moară oricum de foame la un moment dat. Rușinat că și-a dezamăgit tatăl, tânărul Rengar a fugit din tabără. S-a hrănit cu larve și plante timp de mai multe săptămâni, până într-o zi când aproape a fost ucis de legendarul vânător uman, Markon. Rakon. Însă când omul a văzut în ce stare era Rengar, i s-a făcut milă de el și l-a lăsat în viață. În plus, micul Vastaya, adică Rengo, nu părea un războinic adevărat, iar uciderea lui nu i-ar fi adus niciun fel de glorie. Timp de luni de zile, Rengar l-a urmărit pe Markon și s-a hrănit cu cadavrele pe care acesta le lăsa în urmă. Bă, da, ăștia mâncau carne de oameni, ia? Spera că la un moment dat să se poată reîntoarce la tribul său, așa că a început să stea cu ochii pe vânător, atunci când acesta își dobora prada. După un timp, Markon s-a săturat să fie urmărit de jalnicul Rengo, i-a pus cuțitul la gât și i-a zis că singura modalitate prin care putea să devină vânător era să vâneze. I-a dat armă și l-a împins într-o râpă, forțându-l să ucidă pentru a supraviețui. Rengar a petrecut ani întregi făcând totul ca să devină mai bun, chiar dacă uneori ajungea în punctul în care era gata să cedeze. A explorat Shurima în lung și în lat, în căutarea cele mai puternice și mai periculoase prăzi. Deși știa că nu avea să fie niciodată la fel de mare precum ceilalți Kilash 2DI, Rengo se hotărâse să devină de două ori mai feroce decât ei. Deci chiar dacă nu era mare, era mai periculos. După un timp, în loc să se întoarcă în tabără cu cicatrici proaspete, a început să revină cu trofee. A lăstruit craniul unui șoim de nisip până a început să lucească, iar în păr și-a împletit dinții unui țipător. Apoi, când a decis că sosise clipa hotărătoare, Rengo s-a întors la tribul său, crezând că avea să fie acceptat ca un vânător în toată puterea cuvântului. Când l-a văzut însă, Ponjav a început să râdă de el și de trofeele pe care le adunase, spunându-i că avea să-l reprimească în rândurile tribului doar atunci când avea să aducă înapoi capul unui monstru din vid, care le scăpase tuturor. Orbit de dorința de a se reîntoarce printre ai săi, Rengo i-a permis bestiei viclene să-l ia prin surprindere. Creatura din vid a reușit să-i scoată un ochi înainte să-i scape printre degete. Înfrânt și furios, Rengar și-a recunoscut eșecul în fața lui Ponjav, după cum se și aștepta, tatăl său l-a mustrat aspru. În timp ce Ponjav îi arunca o cară după o cară, Rengar a observat că toate trofeele care împodobeau coliba tatălui său erau vechi și acoperite de praf. Șeful tribului nu mai vânase de foarte mult timp. Deci ăsta stătea acasă și făcea mișto de Rengo că ești praf, ți-a scăpat Kha'Zix, dar el, săracul, nu mai vânase de câteva milioane de ani. Probabil că îl trimisese pe fiul său după creatura din video, deoarece era teamă să vâneze singur. Rengar l-a întrerupt pe Ponjav din mustrări, acuzându-l că era doar un laș. Mulți chilași sau erau binecuvântați, fie cu un corp extraordinar de puternic, fie cu un cămin confortabil. În schimb, Rengar se născuse sub steaua morții. Ah, ok, asta e de bine. Învățase singur cum să vâneze și avea suficiente trofee și cicatrici care să-i dovedească faptele, până și orbita însângerată unde fusese ochiul era tot un trofeu. Dovadă că, deși Rengar se născuse cu multe dezavantaje, nu renunțase niciodată. Fiul a sărit asupra tatălui și l-a sfâșiat de la gât până la stomac. Ce pizda. Când i-au văzut fața, cei mai puternici vânători din trib l-au acoperit cu trandafiri de foc și l-au numit șef. What? Ok. Toate astea, Rengar nu simțea nevoia să fie acceptat de cei din sat. Singurul lucru care îl interesase era adrenalina ce curgea prin vene în momentul vânătorii. Rengo a părăsit satul fără a lua vreun trofeu din trupul ciopărțit al lui Ponjav, fostul șef de trib. Nu merita să mai fie amintit de el vreodată de lumăsa. În schimb, a jurat să o găsească și să o ucidă pe creatura din vid care a încercat să-l orbească. Voia să o distrugă nu pentru bine satului, ci pentru satisfacția lui.
Deci Rengo și Kha'Zix au povestea împreunată, de aceea o să trecem la povestea lui Kha'Zix imediat după. Kha'Zix, prădătorul din vid. Domnul Kha'Zix era un prădător hain din vid care s-a infiltrat în Valorant pentru a devora cele mai promițătoare creaturi din ținut. Ca și Rengo, și ăsta trebuia să vâneze. Bine, ăsta cred că era mai mult nevoit ca să devină mai puternic, decât că Rengo nu devenea mai puternic cu fiecare kill. Whatever. Fiecare vânătoare încheiată cu succes, el absorbe forța prăzii sale, exact ce ziceam mai târziu, evoluând spre a deveni și mai puternic. Dorința lui cea mai mare este de a-l înfrânge și a-l consuma pe Rengar, singura bestie pe care o consideră egalul său. Azi că și când te joci LOL după câteva kill-uri sau la minutul 15 apare acolo un quest și na, dacă te bate Kha'Zix la Ward acolo apare capul lui Rengar, cel puțin așa era înainte, nu știu dacă mai așa. Când Kha'Zix a pășit dincolo de lumea lui, era slăbit și hămesit de foame. Animalele pe care le-a găsit la început erau prea mici ca să-i alimenteze evoluția rapidă spre care tângea. Kha'Zix și-a concentrat foamea asupra celor mai periculoase creaturi pe care le putea găsi, riscându-și viața pentru a-și satisface nevoile. Cu fiecare kill, el se înfrupta din pradă și trupul lui se schimba, devenind un prădător mai puternic și mai rapid. Kha'Zix a ajuns în curând să-și urmărească vânatul cu o agresiune nestăpânită, crezându-se de neoprit. Până a dat de Rengo. Într-o zi, pe când devora o pradă proaspăt ucisă, vânătorul s-a transformat în vânat. O ființă plină de colți și oțel a ieșit din ascunziș și s-a aruncat asupra lui, ținându-l pe pământ. Ăsta era Rengar, stătea în buș. Îi mâria în față, sfârșii și râcâind, iar Kha'Zix a simțit cum sângele îi curge pentru prima oară. Urlând de furie, i-a zgâriat ochiul brutei, aruncând-o înapoi. S-a bătut de la apus până la răsărit. Bă, dă-i. În sfârșit, aproape de moarte, s-au despărțit. Deci amândoi era să-și o ia, și Kha'Zix și ăla. Căci nu aveau de ales. În timp ce rănile începeau să-i se vindece, Kha'Zix a început să ardă de nerăbdare la gândul că îl va devora pe prădătorul care fusese în stare și se măsura cu forța vidului. Bă, lasă. Și-a reluat căutarea puternicului vânat cu o energie reîmprospătată. Într-o zi, Kha'Zix se va înfrunta din Rengar. Înfrupta cu pântă. Și da, așa Kha'Zix a devenit Kha'Zix și Rengar a devenit Rengar.